altă mașină de poliție și tot la intersecție s-a oprit. Și l-a luat pe ăsta cu microbuz undeva departe de ochii lumii, că la Saharov cu Rășcanu sunt mulți martori, inclusiv unul cu camera. Dragi șoferi și șoferițe, aveți grijă că în trafic sunt polițai flămânzi și împotriva lor merge nu cu Doamne ajută, cu rugăciuni, cu mătenii, nici cu bani cu mită, merge cu cunoașterea legii, a drepturilor și cu cameră video. Aveți camere de bord, aveți camere de telefon, filmați-i și trimiteți video la Curaj TV. Valabil și pentru pasageri. Microbuz pe ruta 184. Și ia miază, zi de lucru. Parcă nu e oră de vârf. Uitați-vă cât de plin merge pe lângă ceturi. Semn că merge rar și nu se adaptează la numărul de pasageri de la ora asta. Și probabil la orele de vârf e și mai strașnic. Dar dacă cetățenii tolerează, acceptă să meargă în așa condiții și primăria îi acceptă, pentru că au și ei de câștigat din gaura asta neagră a transportului public municipal, care este transportul cu microbuze, fără bilete, fără evidența călătorilor, fără condiții de transport. Cât timp tolerat, atâta timp o să îi aveți moștenirii de la Urecheanu, cu care nu au făcut nimic nici chirtoacă, mai tem că nu o să facă nimic nici cioban. Cioban Ivan Dinozauru. Ori cât la sută din 3 lei se duce în buzunarul primarului. Mafia microbuzelor. Pare evident că se duce. Și ia să vezi, o să se oprească să mai iei un pasager. Nu, dar cum? De-o văzut că e filmat. Și s-o făcut rușine și oarecum. Microbuz arhiplen și pe ruta 103. 135 o să umple abia pe calea ieșilor. Aici încă nu-i plen. Circulați, băi, mai des. Sau nu vă cere primăria așa ceva? Eu lung și la telefon, Ster, șoferul. Ce părere ai? Dacă e plictisit în trafic, în ambuteiaj. Scrie SMS primarul. Am și faci. Te arăt șefului. Hai să ai pierdaf pe ziua de azi.